Lăveți să fie Domnul. Fraților și surori, aș vrea să recitesc din Osea din capitolul 14, versetul 1 și versetul 2, în care cuvântul Domnului spune în felul următor: întoarceți te Israele, la Domnul Dumnezeul tău. Versetul 2. Aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la: Domnul. Și aș vrea, fraților și suror să aprofundăm puțin tema aceasta foarte importantă pentru noi, și anume ce este pocăința. Sunt mulți oameni care vor să se pocăiască, dar ei nu știu ce este pocăința. Și foarte important pentru noi să înțelegem acest lucru. Mulți spun și dau o definiție și parțial este adevărată. Ocăința este întoarcere la Dumnezeu. Am citit versetul 1, versetul 2, ați auzit cuvântul întoarcere, este repetat și chiar în cartea Osea se vorbește despre întoarcere, dar nu este suficient acest lucru doar să ne întoarcem la Domnul. La un moment dat, spunea Ieremia în plângerile lui, întoarce-ne tu, Doamne, la tine și ne vom întoarce. Deci nu e suficient doar eu să mă întorc, trebuie și Dumnezeu să mă ajute la aceasta. Haideți să vedem puțin acest cuvânt, a se întoarce, Osea capitolul 3, Versetul 5 spune așa: După aceea copiii lui Israel se vor întoarce și vor căuta pe Domnul Dumnezeul lor și pe împăratul lor David. Bineînțeles, aici nu l-are în vedere pe David, ci pe Hristos. Era o profeție despre coborârea lui Isus pe pământ, întrupare, jertfă, înălțare și întoarcerea copiilor lui Israel și a bisericii spre Domnul. Apoi, în capitolul 6, versetul 1 ca să vedeți ce importantă este tema aceasta a întoarcerii la Dumnezeu, venit să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat, dar tot El ne va vindeca. El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viața în două zile, a treia zi, aici are în vedere Domnul ziua învierii, ne va scula și vom trăi înaintea Lui. Să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul. Observați că întoarcerea, Domnul prin o leagă foarte strâns de cunoaștere. Ne întoarcem, dar trebuie să știm la cine să ne întoarcem și cum să ne întoarcem. Uite ce importantă este pocăința. Apoi în capitolul 11, Versetul 5 spune așa, nu se vor mai întoarce în țara Egiptului, dar Asirianul va fi împăratul lor, pentru că n-au voit să se întoarcă la mine. Și apoi capitolul 14, 1 și 2 le-am citit, în cartea Osea este foarte pregnantă tema aceasta a întoarcerii, dar o întoarcere în sens profund. O întoarcere în sens profund. Este prima dintre uh, cele cinci definiții ale pocăinței care le-am găsit pe paginile Scripturii și în experiența noastră. A doua uh, definiție a pocăinței este schimbare în sens profund. În Noul Testament, schimbarea minții și a faptelor, metanoia. E foarte important, fraților și surori, să înțelegem că pocăința este o schimbare de minte, de mentalitate. Era o povestioară pentru copii în care un șoricel se temea așa de mult de pisică încât s-a dus la Dumnezeu. Bineînțeles, nu s-a întâmplat așa ceva, dar conceptul e cam adevărat în experiența noastră. S-a dus la Dumnezeu și oricelul și a zis, Doamne, fă pisică, că mi frică de pisică. Când l-a făcut Dumnezeu pisică, se duce să-și măsoare forțe, va zice, s-o pisică ca mică. Doamne, te rog, fă mă câine, ca să fii un pic mai tare decât pisică. Și l-a făcut Dumnezeu câine. Și el iară se duce, zice, noi bine, Doamne, fă mă leu. Și când a ajuns leu, iară se temea de pisică. Și au zis Dumnezeu către el, tu ești leu cu inimă de șoarece. Ție trebuie să-ți schimbi inima, nu să schimbi înfățișarea. De multe ori, vedeți, de aici putem extrage o învățătură foarte clară și corectă, fraților și surori. Pocăința adevărată este schimbarea inimii noastre în întregime. Interiorul nostru trebuie să fie schimbat, fraților și surori. Ca altfel, noi stăm în lume și venim în biserică, ne botezăm ne luăm frumos un costum pe noi, nu mai mirosim a țigară și a alcool și gata, suntem pocăiți. Nu, nu, nu și nu. Nu e asta pocăința adevărată, pocăința adevărată nu este doar schimbare în exterior, ea vizează profund interiorul nostru, așa că fraților și surori, noi trebuie să ne apropiem de Dumnezeu ca El să opereze schimbarea aceasta, de care vorbește oricum Apostolul Pavel în Romanii, în capitolul 12, unde spune să ne prefacem, unii se prefac că spocăiți, dar acolo spune apostolul altceva, să ne prefacem prin înnoirea minții noastre, ca să putem cunoaște voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, și abia apoi vom putea primi împărăția lui Dumnezeu, care nu-i mâncare și băutură, ci pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Slăvit să fie Domnul! E foarte important că această definiție a pocăinței a doua este adevărată, foarte profundă, schimbarea minții, a mentalității și a faptelor noastre. Chiar aici în cartea Oseia fraților și surori, am mai spus lucrul acesta, dar îmi place foarte mult, gândiți-vă numele Osea sau Hosea, care apare chiar în cartea Iosua, este numele ebraic al lui Iosua, transliterat în românește ca Iosua, și grecesc al lui Isus. Gândiți-vă, în Vechiul Testament au existat doi Isus. Era Iosua și Osea. Doar că aveau numele astea ebraice. Așa le avea și Hristos Domnul, Iesua. Iesua. Asta, asta este cuvântul ebraic. Dar noi îl cunoaștem sub numele acesta de Isus Mântuitorul nostru. Ori, Osea este o imagine extraordinar de fidelă a lui Hristos, a Mântuitorului nostru din Noul Testament. În ce sens? Prima dată și singura dată când a vorbit Dumnezeu unui om în modul acesta, i-a vorbit Domnul unui proroc și a zis, te duci și ei o femeie stricată drept soție. Culmea, am întâlnit și astăzi, în zilele noastre, un caz, un tânăr care nu și-a văzut de pocăință, a umblat unde nu trebuie, s-a întâlnit cu o femeie stricată și ca să-și spele rușinea, s-a căsătorit cu ea. Și a avut o problemă așa de gravă încât ea s-a dus și a divorțat, ca a zis, îmi pare rău, eu nu pot să stau așa numai cu un bărbat, eu sunt obișnuită să mă duc pe căile mele. Și ea s-a dus și a divorțat de el și a rămas bietul tânăr cu rușine pe față. Uite, aceeași rușine l-a păscut și pe Osea. I-a vorbit Dumnezeu și i-a spus, du-te și căsătorește-te cu o femeie stricată. Și primul pas în viața lui Osea, pas însoțit de rușine, avea deja și trei copii, a fost acesta, căsătorie. Al doilea pas pe care Dumnezeu l-a adus în dreptul lui Iosea și foarte profund acesta, pentru că femeia asta s-a dus în căile ei și n-a mai găsit-o nimeni și Iosea a rămas cu trei copii, precum spuneam. Versetul 1 din capitolul 3, Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește o femeie iubită de un nibovnic și prea curvă, că acum a fost căsătorită și nu mai e stricată, e prea stricată. Pentru că nu și-o văzut de familie și de soțul ei și acum e prea stricată, du-te și iubește-o din nou. Și merge o să ia și, și, și o răscumpără și o recumpără pe fosta lui soție și plătește pentru ea în piață și o reia și pasul 2 în experiența lui cu Dumnezeu este căsătorie plus iubire. Pentru că în primul pas, în primul caz, când și-a luat-o de soție, nu o putea iubi, era o stricată, se uita la ea de departe și spunea, nu te pot iubi, tu ești mânjită, tu ești murdărită, eu sunt prorocul lui Dumnezeu, eu nu pot să fac așa ceva. Dar în al doilea caz, cu aceeași femeie, Domnul zice, du-te și iubești o acum, pentru că trebuie să o iubești. Și n-a dat randament nici asta, fraților și surori. Pentru că vine Dumnezeu și completează și zice, știți ceva? Așa este relația mea cu Israelul. Eu m-am căsătorit cu Israelul prin legea veche și prin legea lui Moise și îl iubesc pe Israel. Dar Israel s-a dus și s-a compromis cu alți Dumnezeu, cu alți Dumnezei, cu idol străin. Și știți ce fac eu, zice Domnul, și ăsta e pasul 3, nu știu dacă Osea a ajuns aici în pasul 3, nu știu, în capitolul 2, zice direct Dumnezeu, versetul 19: Te voi logodi cu mine pentru totdeauna, Te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare, Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Dacă în pasul 1 e numai căsătorie și ură, respingere la om, dacă în pasul 2 este căsătorie și iubire, că o porunci Dumnezeu și trebuie să o fac, așa mi-o porunci Dumnezeu. La pasul 3 vine Dumnezeu și zice căsătorie plus iubire plus transformare. Eu vreau să iau pe om și să-l transform, vreau să sădesc în inima lui neprihănirea, judecata, bunătatea, îndurarea, credincioșia și el va cunoaște pe Dumnezeu. Și este experiența noastră a fiecăruia slăvit să fie Dumnezeu, fraților și surori. Ori asta înseamnă până la urmă pocăință, este o transformare în interiorul nostru profundă a tot ce înseamnă trup, suflet și duh. Doamne, ajută-ne să înțelegem. Este a doua definiție a pocăinței. A treia, Evrei capitolul 6 cu versetul 1 ne spune că pocăința este temelia vieții de credință. Nu poți să ai o viață de credință, o relație cu Dumnezeu fără pocăință, fraților și surori. Și uite ce ne spune Scriptura, e foarte clar lucrul acesta. În Faptele Apostolilor, în capitolul 27, ne se vorbește despre corabia lui Pavel, corabia pe care uh, plutea Pavel spre Roma, a naufragiat, s-a zdrobit și Pavel și ceilalți au scăpat la țărm pe frânturi de corabie, așa spune acolo. Ori, fraților și surori, neprihănirea lui Dumnezeu în grădina Edenului i-a dat omului o corabie cu care să ajungă pe țărmul celălalt. Păcatul a venit și a zdrobit corabia, dar frântura de corabie care ne ajută să ajungem pe țărmul celălalt în prezența lui Dumnezeu este pocăința. Uite ce spune Biblia, este temelia vieții de credință. Dacă vrei să fii păstrat deasupra apelor lumii acesteia, ia pocăința și ea te va susține. Și alături de ea, ia credința. Că pocăința cu credința, spunea cineva, sunt ca două aripi pentru o pasăre. Cu ele putem zbura până în prezența lui Dumnezeu. Acum, întrebare poate să pună cineva, ce este mai întâi? într-o viață de relație cu Domnul, într-o viață extraordinară de părtășie cu Dumnezeu, ce vine mai întâi, credința sau pocăința? Fraților și surori, dacă nu ne-ar da Dumnezeu o luminiță a credinței în inima noastră, să credem că Dumnezeu primește pocăința noastră, niciodată poate nu ne-am pocăi. Așa că uite, credința e darul lui Dumnezeu, pocăința e darul nostru către Dumnezeu și cele două lucruri ne înalță până în prezența lui Dumnezeu, slăvit să fie El. A patra definiție a credinței, a pocăinței, este schimbarea faptelor moarte. Dumnezeu se uită la noi și tot din Evrei, capitolul 6, cu versetul 1, noi trebuie să luăm faptele moarte prin pocăință și să le schimbăm înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea altfel de fapte. Definiția numărul 5, foarte importantă pentru noi, pocăința este porunca lui Dumnezeu. Nu este opțiune, este poruncă, fraților. Și porunca se execută. Era un soldat creștin, credincios în armată, și a venit un superior al lui și a zis, auzi, ce înseamnă pocăința? Am auzit că ești pocăit. Domnule zice, știi ce înseamnă pocăința? Pot să-ți explic foarte simplu în termenii noștri militărești, dacă îmi dai voie să devin eu capitan pentru câteva secunde, și dumneata să rămâi soldat. Bine, zice. Și soldatul ia și el poziție de drept și strigă la celălalt, la capitan, stânga împrejur. Și op, se stânga împrejur. Ce uite, domnule, asta e pocăința. Tu trebuie să lași lumea, că mi așa cântăm, renunți la lume, dar nu la Isus. Lași lumea, lași păcatul, lași poftele și îți întorci fața spre Dumnezeu. Asta este pocăința. Dar uite, pocăința aceasta este porunca lui Dumnezeu, așa cum soldatul i-a dat porunca superiorului să se întoarcă, așa Dumnezeu mai mult decât atât. Spune în faptele apostolilor, în capitolul 17 cu versetul 30, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, că tu n-ai știut ci poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta și care poartă numele Isus Hristos. Slavă Domnului! Uite, pocăința este porunca lui Dumnezeu. Fraților și surori, există tot aici în domeniul pocăinței, am extras cinci caracteristici ale pocăinței contrafăcute. Există pocăință contrafăcută. Uite ce spune versetul 9 din textul citat a din Iauri, osea, capitolul 14 cu 9. Cine este înțelept să ia seama la aceste lucruri? Cine este priceput să le înțeleagă? Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele. Dar cei răzvrătiți, atenție, cad pe ele. Nu scrie de pe ele, scrie pe ele. E foarte important să înțelegem că sunt oameni care vin și intră pe calea lui Dumnezeu și mimează pocăința. Sunt oameni care vin și contrafat pocăința, și o falsifică, și ei stau liniștiți în bancă și spun: "Suntem scriși în registrele bisericii și mergem direct în sânul lui Avram." Fals. Pentru că există cinci caracteristici ale pocăinței contrafăcute. Sigur există mai multe, eu am extras cinci pentru că am oferit cinci definiții ale pocăinței reale și adevărate. 1. Pocăința nu este sentimentalism istoric, fraților și surori. Am întâlnit oameni, am întâlnit și știu să vă spun cu numele, tânăr care a venit aici, în mijlocul nostru și era la balcon, și a auzit o predică, a fost marcat, a început să plângă și a zis, gata, mă pocăiesc. A venit și s-a botezat și nu-i vina fraților care l-au botezat, pentru că spune Domnul că cine crede și se botează. El a mărturisit credința și s-a botezat și imediat s-a dus înapoi în, lume și s-a lăsat de Domnul. Și acum aș bate soția, umează, bea și mai rău decât înainte. De ce? Pocăința nu este sentimentalism istoric. Am cunoscut persoană care din cauza părinților și a rugăciunilor lor fierbinți a avut un vis într-o noapte că era răpirea și el a ajuns într-un foc și într-un chin veșnic și s-a speriat foarte tare. Dar asta nu înseamnă pocăință că te sperii numai. Am întâlnit persoană care a auzit o predică și în predica aceasta era descris raiul în culori așa de frumoase. Și persoana asta s-a bucurat așa de mult că s-a gândit că dacă pe pământ nu poate să obțină aur, îl va avea pe străzile de aur și va avea acolo aur destul. Și zis, gata, am niște beneficii mari, mă pocăiesc. Fals! Dacă ai un simțământ de bucurie sau de frică sau de întristare, este bine, dar nu este suficient. Acesta trebuie însoțit de pașii pocăinței fraților și surori. Domnul să ne lumineze. Fraților și surori, pocăința nu este sentimentalism. Ahab a avut o frică și o groază când l-a auzit pe Elie. Oh, zice, tu ești un mincinos, tu ești un hoț, vine vremea când Dumnezeu să te pedepsească. Și Ahab imediat, sac, genușă, pocăință, dar Domnul a știut că nu era pocăință reală. Și a zis lui Ilie, ai văzut cum s-a zmerit Ahab, era o zmerenie temporară, s-a speriat, era un sentiment care a venit peste el și imediat parcă, parcă, parcă Ahab s-a pocăit, dar nu s-a pocăit, era o zmerenie așa temporară. Și a trecut timpul și Ahab iar cu Izabela, iar la păcat și așa mai departe. Uite, Pocăința nu este sentimentalism istoric. Ai auzit ceva în urma ta, în trecutul tău, în istoria ta și gata, eu îți pocăi. nu e adevărat. Nu, 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 nu. Era o întâmplare în timpul evului mediu, pe străzile Constantinopolului alerga o femeie, Zioana Meaza Mare, cu un ulcior de apă într-o mână și cu o făclie în cealaltă. Oamenii o întâlneau și spuneau, ce cu tine femeie? Este zi, de ce umbli cu făclia în mână? ce știți de ce umblu cu făclia în mână și de ce duc ulciorul ăsta cu apă? Pentru că vreau cu ulciorul să sting flăcările iadului și cu făclia să dau foc la slăvile cerului ca oamenii să nu se mai pocăiască de frica iadului și să nu se mai pocăiască de interesul cerului, ci ei să se pocăiască prin adevărata relație cu Dumnezeu, prin cunoașterea lui Hristos care a murit pentru ei și a înviat și stă la dreapta Tatălui. Fraților și surori, mulți se pocăiesc așa din interes, dintr-un sentiment. Și Domnul zice, nu, 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 ăsta nu-i bun. Doi, pocăința nu este o decizie teoretică. Ieremia capitolul 2 cu versetul 20. Spune foarte clar acolo despre poporul Israel. De mult ți-ai sfărmat jugul, ți-ai rupt legăturile și a zis, nu mai vreau să slujesc ca rob. S-a terminat cu păcatul, eu vreau să-l slujesc pe Dumnezeu, am luat decizia în seara asta, cântăm, mi-am luat hotărârea, înapoi nu voi da și până la capăt mă duc cu Domnul. Și Domnul zice, pe orice deal înalt și sub orice copac verde te-ai închis sau o femeie stricată. Degeaba ai luat decizia. Pocăința nu este o decizie teoretică, fraților și surori. Nu venim aici și spunem, gata, m-am pocăit și mă întorc iarăși la faptele mele dinainte, iarăși la păcatele mele, iarăși la trecutul meu, iarăși la prietenii mei. Nu asta e pocăința. Pocăința nu este teoretică, pocăința este practică, fraților și surori foarte important. Judecător 5 cu 15 și 16. La păraile lui Ruben au fost mari hotărâri și mari sfaturi. acolo. De ce? Era un război. Țara întreagă era în război. S-au dus cei din Ruben, măi, mergem să-l ajutăm pe Barac și pe Debor. Ajutăm, ajutăm. Dar cum să facem? Păi te, voi de acolo luați armele astea, voi de acolo faceți cu tare, voi așa, voi așa. Bătrânii știau foarte bine ce sfaturi să dea. Tinerii au zis, bine, ne ducem, mâine dimineață, unde ne întâlnim? Păi tot aici la ele lui Ruben. S-au întâlnit iar a doua zi. Nu, ce facem? Păi tot nu ne descurcăm, hai să primim alte sfaturi. Și au primit alte sfaturi și n-au mai plecat în război și au avut o întoarcere teoretică înspre voia lui Dumnezeu. Uite, pocăința nu este ceva teoretic, este ceva profund practic. Osea capitolul 7 cu versetul 16. Se întorc, dar nu la cel prea înalt. Sunt ca un arc înșelător. Am întâlnit tânăr care a avut și el un vis din partea lui Dumnezeu că trebuie să se pocăiască și imediat a început să caute pe internet, să vadă predici, să mai citească nu știu ce, să mai facă nu știu ce și Dumnezeu îi vorbea. Am stat de vorbă chiar cu el și am zis, pașii tăi trebuie să fie următorii. În primul rând, pocăință. Te duci și îți mărturisești păcatele înaintea Domnului. Dacă nu scapi de ele, du-te la un om al lui Dumnezeu. Apoi, după ce te-ai pocăit, botează -te. Și apoi Domnul să te boteze cu Duhul Sfânt. Ăștia spași și adevărații ai pocăinței. Intri pe internet, devii învățător, îi înveți pe alții, le arăți calea la alții și tu nici măcar n-ai ajuns bebeluș în Hristos. Ce faci? Uite ce spune scriptura. Pocăința fraților și suror nu este o decizie teoretică. Nu, niciodată. 3. Pocăința nu este evitarea lui Dumnezeu. Mulți sunt care se pocăiesc și merg în total altă direcție. O să ia capitolul 7, versetul 10 în jos. Măcar că mândria lui Israel mărturisește împotriva lui, tot nu se întorc la Domnul. Dar de ce? Efraim a ajuns ca o turturică proastă fără pricepere, ei cheamă Egiptul, aleargă în Asiria și versetul 13, vai de ei pentru că fug de mine. Deci, fraților și suror sunt oameni care se pocăiesc și li frică de Dumnezeu. Nu cumva Dumnezeu să le spună să renunțe total la păcat. Nu cumva Dumnezeu să le spună ce să facă. Și atunci își caută căile lor, îl evită pe Dumnezeu și ei consideră că s-au pocăit. Fals, fals, fals. Pocăința adevărată este întâlnire reală și profundă cu Dumnezeu, fraților. Pocăința reală este acea locuire interioară a omului de către Dumnezeu. Este iluminarea adusă de Duhul Sfânt în interiorul nostru. Este hotărârea de a ne întoarce de la lume spre Dumnezeu. Este mărturisirea profundă a păcatului. Este regret pentru păcatul nostru. Este repararea păcatului nostru. Am cunoscut tânăr care era hoț și îl inspira diavolul. Unde are gospodina banii ascunși în dulap și mergea la fix în camera cu tare, în dulapul cu tare. Se ducea acolo și căuta. Și o vorbi Dumnezeu printr-un om al lui și i-a spus așa, te duci și despăgubești pe toți pe care i-ai păgubit, te mărturisești înaintea lor și n-a putut să facă lucrul ăsta. Și a ajuns la gherla, pentru că Dumnezeu n-a vrut să se amestece în pocăința lui. Apoi, pocăința nu este renunțare parțială la păcat, fraților și frate. Irod avea plăcere de predicile lui Ioan Botezătorul, dar nu renunța la Irodiada, era soția lui fratesu. Când s-a dus Irod prin vizită la fratele lui, a văzut-o, ce frumoasă, imediat s-au legat inimile, într-o poftă păcătoasă și s-au dus împreună. Și femeia și-a lăsat soțul și s-a dus în altă parte. Pocăința adevărată nu este renunțare parțială la păcat. Irod, dacă vrei să te pocăiești, renunți la păcat, la irodiada, la fica ei, la tot ce înseamnă prietenii tăi și vii la Dumnezeu. Asta e adevărată pocăință. Dar sunt oameni, fraților și surori, care spun, renunț la asta, renunț la asta, renunț la asta, asta nu pot să o las. Uite, asta mi-e cea mai dragă poftă din inima mea. Pot să renunț la toate, dar la asta nu pot niciodată. Domnul zice, îmi pare rău, asta nu e pocăință reală. Și cinci, pocăința nu este înlocuirea păcatului cu alt păcat. Tra. Sunt oameni în mintea cărora vine Dumnezeul Viacului și lucrează într-un mod oribil. Și le spune așa, nu-i nimic, ești un curvar, înlocuiește asta cu altceva. Și vine omul și zice, gata, oare cu ce să-l înlocuiesc? Gata devine un admirator al naturii umane și vizionează imagini murdare că el admiră ce o crea Dumnezeu. Prostie, prostie și nebunie. Biblia spune foarte clar, păcat, păcat, păcat. Vine diavolul și îi spune la mincinos, băi, tu poți să devii în biserică un înțelept al viacului și să-i sfătuiești pe alții cum să trișeze și cum să-l împace și pe Dumnezeu și și pe diavolul. Nu se poate așa ceva, fraților și surori, nu se poate. Diferența dintre mincinos și aproape mincinos, dintre adevărat și aproape adevărat, e foarte mare, fraților, foarte mare. Să nu ne înșelăm singuri. Vine diavolul și spune vrăjitorului, tu poți să devii în biserica lui Dumnezeu un proroc al lui Dumnezeu, că oricum comunicai tu pe verticală undeva cu cineva. Și atunci vine în biserică și am întâlnit caz și o știu să vă spun persoana, locuiește undeva în Cluj. Și s-au dus tineri la ea mulți, în neștiință de cauză. Și și-au pus mâinile peste ei și au zis, luați Duh Sfânt, vorbiți ca mine, încercați ca mine. Și ea a fost vrăjitoare în lume. Da? și a mers fata de la ea, O botezat Domnul cu Duhul Sfânt, mamă și tată, și noaptea pe la orele 1-2 a vrut să se arunce de la etajul 3. Ce botez cu Duhul Sfânt este? Au venit demonii peste ea. Biblia spune foarte clar mâniosul, mâniosul, vine diavolul și spune, știi ceva? Dacă te pocăiești, îți dau eu o pocăință contrafăcută. O să devii un legalist. Îți bați copiii, îți cerzi nevasta toată ziua că nu face bine, că nu face bine, că așa este scris. Dar pentru tine nu e scris să te pocăiești și să fii mai blând și să nu-ți întăriți copiii la mânie. Dar uite, vine diavolul și contraface, schimbă pocăința. Fraților și surori, vreau să rămân la gândurile acestea, sunt multe de vorbit despre pocăință, dar mă bucur foarte mult de fratele Daniel, Domnul să-l binecuvinteze și să-i dea și lui un cuvânt care să fie ca un balsam pentru inimile noastre. Amin.